Iubitorii de carte din Vaslui au umplut sala Tinarta Bibliotecii Județene pentru a asista la lansarea cărții Vieți dedicate eternității. Autorul, cunoscutul profesor Dumitru Apostolache, a ajuns la a opta sa carte și promite că nu se va opri din scris. Volumul va fi prezentat și în alte biblioteci din județul Vaslui. Profesorul Dumitru Apostolache se dovedește a fi neobosit pe tărâmul creativității literare. Cunoscutul dascăl vasluian, aflat la vârsta înțelepciunii, propune iubitorilor de lectură o interesantă carte, care aduce în prim plan chipuri ilustrate ale trecutului, care fac cinste comunității. Dumitru Apostolache zugrăvește, prin cuvinte, oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți vasluienilor. Așa că m-a ridicat domnul profesor Alexandru Constantin, inspector general, când am venit eu în Vaslui, domnul profesor Moronescu, director la CEU Cogălnicianu, domnul profesor Praxiu lângă noi, domnul profesor Alupoaie, mare artist, care să remarcăm acest lucru, autorul copertei, o copertă reușită, foarte reușită, apreciată mult de cei care au văzut-o până acum. Părerea de grafică deosebită, care din start trezește interesul pentru conținutul cărții. Apreciez că această carte merită, cu prisosință, a fi citită. Un capitol al cărții este dedicat academicienilor, pornit de la Spiru Haret, continuând cu fondatorul geometriei, Gheorghe Vrânceanu, trecând apoi pe la patriarhul matematicii, Radu Miron, și încheiând cu profesorul Ovidiu Cârjă. În capitolul 2, dascălul vasluian a pus în valoare o serie de oameni dedicați ideii de educație, pentru ca în cel de-al treilea segment al cărții să lecturăm o serie de recenzii și cronici pe marginea unor noutăți editoriale. Această ipostază grafică a lui Dumitru de Apostolache, de fapt, ca să spun greșit, este ipostaza unui învingător. Dumitru de Apostolache este un învingător al destinului și o să vă aduc câteva argumente. Ca să fie, dacă vă complet, autorul a biletului să deplaseze 9, apoi 100 de euro. La recompensă mie pentru prefața consistentă de care am dedicat-o și pe care puteți citi la lectura cărții. Vă informez evident că este o anotă falsă. Așa cum v-ați putut distribui, bineînțeles, dar noi pe de altă parte așteptăm ca autorul să ne dea și o anotă autentică. Directorul Bibliotecii Județene, Nicolae Emilescu Spătaru, Gelu Bichineț, a cerut autorului să fie prezent mai des pe rafturile bibliotecilor, astfel încât curiozitatea cititorului pentru cărțile sale să fie mai mare. Pentru tot ce face Dumitru Apostolache, pentru strădania domniei sale, pentru inima frumoasă pe care o deschide în fața vasluienilor prin cărțile domniei sale, eu nu pot decât să-i mulțumesc și să-i doresc să-l țină Dumnezeu sănătos, ca pe mai departe să facă același lucru. Un alt profesor de matematică pe care l-am certat cu ghilimele, să înțelegeți această ceară, este domnul Aibaie, care are 12 cărți publicate, colegeri de matematică și așa mai departe, în bibliotecă se regăsesc 3. De ce? Pentru că au fost aceleași tiraje confidențiale și încet, încet se uită de munca unor oameni. De aceea l-am scopit pe domnul Apostolache, primul lucru pe care îl faceți, dați cărți pentru bibliotecă, pentru că ele se vor regăsi și peste anul. Vieți dedicate eternității reprezintă, de fapt, o incursiune în lumea celor care au avut ceva de spus despre Vaslui, motiv suficient pentru a lectura cartea.